Cam fiecare an pe 22 aprilie marcăm Ziua Pământului zi în care sărbătorim de fapt legătura noastră cu natura și care ne reamintește să avem mai multă grijă de planeta noastră Despre cum putem fi prieteni mai buni ai Pământului discutăm astăzi cu Gabriela Isac membră a echipei Ecovizio care ne va spune și ce evenimente se vor organiza cu această ocazie Gabriela, bine ai venit! Uh, salut! Pentru început, aș vrea să te invit așa la un exercițiu de imaginație, aș vrea să încercăm să umanizăm sau să personalizăm Pământul și să ne gândim ce dorință și-ar pune Pământul de ziua lui. Hmm. <laughs> nu e o întrebare pe care ți gândești chiar așa în fiecare zi, uh, dar cred că Pământul ar, uh, ar dori o vacanță, să se odihnească o lecă. O vacanță? De, 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 tot ce se petrece pe el, în vederea anume activitatea umană. Să aibă timp să se restabilească pădurile, oceanele, toate ecosistemele și pe urmă poate să se întoarcă deja cu puteri noi. S-ar părea că în pandemie a avut așa un, un moment de respiro, cumva activitățile sau uh -huh. au fost pe repaus. Dar cum crezi pe cine ar invita pământul la ziua lui sau la aniversare? activiștii de mediu în mare parte. Um, sau toată lumea e invitată atâta timp cât trăiești pe mâini. Da, cred că, cred că asta e un răspuns logic, că într-adevăr deja suntem aici, nu aveam unde să ne ducem dacă nu, nu, suntem invitați, dar poate ar putea să fie și un răspuns așa mai, mai, puțin bun, adică pământul ar dori de ziua lui, dar să, să fie așa fără, fără oameni, adică Nepopulat. să, 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 da, să, se odihnească așa singur. <gătări> aniversare, <gătări> o aniversare, aniversare singur, nu știu, iar plăcea, crezi? Păi, <gătări> de, câți, mii de, oameni, de de ani deja sunt oamenii și, și că- au reușit să facă în ultimii decenii. Ziceam de aleacă. activiști de mediu pentru că ziua Pământului îmi dă senzația că, de fapt am senzația că de această zi și amintesc mai mult Mm -hmm. elevii la școală, pentru că pregătesc cu această ocazie, nu știu, gazete de perete sau diferite activități, activități și organizațiile sau asociațiile de mediu, care de asemenea organizează cu această ocazie activități. Adică nu mm -hmm. putem vorbi la noi de o cultură ecologică de masă mm -hmm. și aș vrea să te întreb cât de eco suntem de fapt și de ce nu putem face din această atitudine un stil de viață, așa ca în Occident? Mm -hmm. uh, eu Кред ныне pra vorba ko тем, uh, dar konže jeко jest у пар Tra на tos, atresponsabili pentrutruенtruно 5dienžur,енtru viів varнокерš nostru.Цсі tai je je комплі. și um, și anume din cauza faptului că nu ne gândim așa de mult la noi, ce ne trebuie pentru o viață sănătoasă, pentru cei din jur uh, și uh, de asta și uh, se zice așa că iată, ăștia nu sunt conștienți, ăștia aruncă gunoiul, ăștia fac nu știu ce, dar asta se întâmplă anume de atât că oamenii nu văd legătura între acțiunile lor și consecințele acestor acțiuni. Fiindcă problemele de mediu sunt așa de mari că nici nu știi de unde să te apuci. Mm -hmm. Parcă, iată, mireau că au sau, iată, pădurea se defrișează, dar ce să fac eu ca un om simplu? Și cei care sunt deja conștienți Uh, doar le greu, le doare, uh, pot să zic și din experiența proprie, că nu știi de unde te apuci, încerci într-o parte, într-o altă parte, dar nu poți să rezolvi de toate, uh, dar uh, alți oameni deja sunt deprinși, că deja nu observă atât de mult că acolo se te niște gunoi pe stradă, fiindcă asta e realitatea. Uh, uh. uh, și pentru ca să devenim mai conștienți, să devenim mai eco, trebuie mai întâi să cumva... Uh, să nu ne gândim că iată eco este pentru natură, ziua mediului este, sau ziua pământului este pentru natură, pentru nu știu ce, uh, dar este pentru noi, ca noi să fim sănătoși, ca, ca copiii noștri să fie sănăto sănătoși. Uh, de asta, mai întâi să ne întoarcem la noi, să ne gândim la noi și um, dacă într-adevăr asta nu o să fie ceva uh, simplu, egoist cum să-mi fie cum mod. acum, mm -hmm dar așa, pe un termen mai lung, atunci să ajungem și la uh, un mod de viață mai uh, eco. Am pierdut cumva uh, da, da, da. conexiunea cu natura mm -hmm. și parcă suntem detașați, parcă natura e altceva și noi suntem altceva, mai ales da, da, da. în oraș și se simte foarte mult detașarea asta. Da, desigur, că eu uneori mă gândesc că, iată, uh, noi zicem că uh, cineva aruncă ape reziduale în râu Bic sau puluiază alte râuri sau nu știu ce face, dar aceștia toți, aceștia toți sunt oameni. Și iată, cum a ajuns uh, o persoană oarecare care deține o fabrică să facă așa ceva sau cineva care arde noi sau cineva... Cum e așa? spune cu această ocazie ce evenimente sau ce activități organizați la Ecovizio. Știu că urmează o serie de activități mm -hmm. care sunt generate nu doar de. sau prilejuite nu doar de Ziua Pământului, dar și de aniversarea Ecovizio. Spune-ne mai exact da. ce urmează. Da, da. Deci, noi de obicei nu ne-am ne să organizăm ceva anume de ziua asta, fiindcă credem că Ziua Pământului cam în fiecare zi. Mm -hmm. Și noi corect chiar să punem accent că, iată, oricum mai mult atenție și restul anului nu. Dar mai mult răspundeam la solicitările altor organizații, întreprinderi, școli care ne invitau să facem careva activități ecologice. În anul acesta am decis că avem mai multe cauze, totuși să sărbătorim. să au adunat ocazii mai mult. da, <laughs> da, da. În primul rând, da, într-adevăr, зи медui как um лун april naturaринviтоци не buкурем și jest наредка uh, maije mai patti моментi kasкува част konекни varše натур je фар но наля rentа Лпрелі сифікаваентро ko,ку до дояні нормево реіта, аномин лун апрелі. на им па паркусуру луннг, Аkuдинтро asti микаде професор, Каів вча актив ко школентро організацікакойкіпді, дзі маре,ред комппарatiку ва нормафор мультипроціка кер но накі па унівар в лі. Ŝiілі вас кон темама че доланой мисіняє як васжуем піноінšня šiаміінžurs реставляske та част kon ku планta ku je.ноенмалdoмісіня ноstra. Што дата ultimланку падmie наū mai паціportunитеs ненік temкуамі, ануів муtiaktiv онлайн,но фар фар important. Să ne conectăm cu participanții Programele noastre, cu prieteni Cu absolvenții, cu parteneri uh, Și am decis să, să organizăm o petrecere Care o să fie, să fie și educativă Informativă, de ziua pământului Dar cumva și să ne conectăm Iar cu comunitatea noastră uh -huh. uh. Ce va avea loc acolo și cine da. poate participa? Uh, e doar între membrii comunității sau pentru publicul da. larg? Uh, oricine poate să participe, cine este interesat, evenimentul o să fie uh, pe Zoom, uh -huh. deci persoane interesate pot să acceseze linkul și să fie împreună cu noi, să participe la discuții. Uh, o să fie și uh, Life pe Facebook, toля ko și 10 год laка du. Кms partiкавинментили peпатстра di Facebook jeко visi. Ko jestмент kar верti ко vi party, пар festстиvu mai multку komikaiku disuti ku istori disче. șiвинmentuко vi акциunni. Undе вам вварби ун мебри кіpin ноtryва вварбяска депре темелелі, мапорт темепрека кра,іку maче тя konекюня куяцы ноstra, ну ятреbu сам грыжыде планета. Ce să fac, dar ce pot face în viața mea ziunică să fac, să fac bine și planetă și mie. De exemplu, cum să uh, economisesc banii prin eficiență energetică. Deci, e bine și pentru natură, și pentru noi. Aș vrea să mă uităm cumva acum retrospectiv și să ne spui, în acești 22 de ani de când a fost înregistrată asociația, care sunt cele mai de impact măsuri sau activități care au fost inițiate de Ecovizio? Mm -hmm. Um, eu zic că prima activitate uh, cea mai importantă care a făcut asociația uh, noastră așa cum e este acum Este programul Activeco uh, Scopul care este să um, adune tinerii uh, Care simt că vor să facă ceva pentru mediu, pentru oamenii din jur uh, Să le instruiască, să le dea mai multe informații despre ce înseamnă uh, voltaі дова активteці ко аноммі fiкупа ну пош simpl ддзя de dragul pozivor sau, sau ceva. Uh, și uh, ca acești uh, tineri să fie susținuți în continuare în realizarea unor proiecte mici în comunitățile lor, uh, de exemplu să promoveze reciclarea sau consumul conștient sau uh, uh, transport mai ecologic, uh, plantarea copacilor, îngrijirea cupacior um, uh, sau, de exemplu, chiar și lucru cu persoane uh, cu nevoi speciale, adică uh, foarte multe aspecte și cumva noi prin acest program nu doar facem noi ceva concret ecologic sau social, dar ajutăm al fără să realizeze ideile. Deci cumva ко to support și наша мод актив no impactoто актив актив ноstre divinмай divers multмай мар tam птя faноинггурка o ikiми kaši apsol част program suntna Moldo și укра și Roman și o пар Mariaja ikikov jest комп един абsolвен 6 program медаторva да și și multтяti programе проекти to Sunt uh, uh, conceputie în așa mod ca să uh, susțină oamenii care vor să facă ceva și încă nu știu cum, uh, nu știu cu cine să lucreze. Uh, cred că unul dintre uh, scopurile Ecovizio este anume să conecteze oamenii care au dorința să facă ceva, uh, dar se simt singuri cum am fost și eu cu vreo 8 ani în urmă, simțeam că vreau să fac ceva, poate să un eu sau să plantez copacii, dar mă gândeam că asta e eu singură așa de stranie. da, dar când am ajuns la Ecovizio, mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care au aceiași interese, Ar poate fi o leacă diferite, da. să fim așa strani în sensul ăsta bun, cum zici tu. Da. Aș vrea cum să anticipăm un pic ceea ce urmează să vorbiți la evenimentul de sâmbătă. Mm -hmm și să ne oferi așa câteva reguli sau câteva sfaturi în drumul ce ar putea face fiecare dintre noi la el acasă, în ograda lui în grădina lui pentru a fi prieteni mai buni cu pământul uite tu ai venit astăzi și cu mostre de de produse ecologice și de produse sau reciclabile și nereciclabile ne putea oferi și o le lecție sau niște sugestii de reciclare poate А Даде си mai multiti в varфер коле meja Офиtelде pri fin нерчека,s pri produkja kolo, nei kolo, де pri Construcții ecologice despre uh, agricultura sănătoasă, uh, despre educație formală și non-formală, despre antreprenoriat social Toate acestea sunt legate și importante pentru noi uh, Dar uh, pentru orice persoană care poate nu ajunge la aceste ateliere sau poate pentru a trezi cu uh, Pot să prezint uh, da, câteva practici care uh, le consider prietenoase nu doar pentru mediul, dar și pentru noi Аінретка unденtri problemе дичетя jeку нотя конка Дбіче jeкочику вам се сучази ku karва reststriці limit jabus риредnu slasta треbuнуфакаsta dar ката... Nu, nu, nu trebuie să fie așa. A, din contra noi putem să ne uităm a, cum prin ajutorul practicilor eco putem să trăim mai frumos, mai sănătos, mai comod. De exemplu, a, cu pungi de plastic. A, a, deja situația este altfel decât câțiva ani în urmă, atunci încă se vorbea că trebuie de interzis, că e rău, acum sunt tot mai puține. Da, da, da. Dar eu... chiar nu se folosesc deja. Da, da, da. Dar eu încă de mult nu le foloseam sau foloseam cât mai puțin, de atât că, pur și simplu, nu mi practice, că se rup foarte repede. Uh -huh. Și ce folos? Adică ei niște mere, pungă se rupe, dar în același timp poți să iei o pungă din pânză care este trainică uh, și care, aproape mai sigur nu se rupe și poate folosi de mai multe ori. Uh. Și arată și mai bine, uite ce e uh, aproape uh, elegantă. Uh, <laughs> 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 da, și, și nu ne trebuie să fie așa. De exemplu, iată prima pungă mea iecut, uh, Eu am primit-o cadou de la o prietenă. Este prima ta pungă Eco? Da. Da. scrie uh, pe uh, uh, There is no place like home. Uh, nu este un loc... Uh, 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 nu cum. Uh, mai bun decât casa. Uh -huh. Da. Și iată, e ce este și o casă și un copacil. Dar ideea este că eu am primit o cadou, și eu am început să o folosesc. Nu de atât că este eco, dar de atât că e frumoasă. Adică uh -huh. orice om poate să-și găsească o pungă, o traistă, o geantă, un rucsac care îi place uh, să fie comod. Uh, uh, pe urmă, uh, putem să vedem uh, cum, să nu ne limităm la o varietate anumită. De exemplu, când te gândești la punci din pânză, te gândești la cum să pună acolo cu cartofi, cum se pun acolo chestii murdari, chestii care curg. Mm -hmm, mm -hmm. da. Eu am căutat și am găsit, de exemplu, punci care pot să spală, pot să se mm -hmm. foarte ușor din mm -hmm. material în Uh, material impermeabil ca, din care se fac și umbrele sau scurte uh -huh. uh, și este foarte comod pentru fructe, pentru legume, uh, pentru pomoșoare, pentru chestii care curc pot, pot să ei casolete uh, care tot pot fi repovasite Deci uh, tot asta este mult mai comod și chiar uh, mi face plăcere. Uh, cu uh, sticle de plastic uh, tot uh, sunt uh, 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 sunt controversate, adică uh -huh. pe de-o parte pot fi reciclate, dar asta nu garantează că sunt reciclate, că foarte multe sticle ajung în râuri, în câmpuri. Uh, eu folosesc sticlă, uh -huh. am putea să spunem eco, dar de atât că uh, ea, iată, cum chiar și simte, arată mai, mult mai comod uh, și eu mereu pot să iau apă cu mine de acasă. Д ну требу <ганец> сам бат капул дак гасецку магазин підрум пакова де,шаам текломяш і ейку мод. То десь при пахаризі пластикземфу аккутат середукктор йсічка п тем салі ведучым, п тем слі ноку им, ну де ты так

Uh, sunt total din hârtie, din material compostabil, adică uh, nu sunt reciclate, adică că, că sunt deja murdare de uh, constitutul lor, de cafea, de ceai uh, și tot uh, iar ajung la gunoi uh. Și ce am putea face în acest da. caz?

страдаля kapпа, to ну па клад asста 5тро на asстей пластикų кар ката наряbuтаняска kuкести фербинці нойекано тутна ліки до фербин șiė сремкаą да нуtimчи субстанимча ж гной втя свачым Алелечым аре vai to darенtruмет dar pentrutruной. Птя неганимилаева аспект karинутодзе populari, адку нокуно kuti, престиліде pliпонtim. Даят где екземлу pli коркуча. Tot nu sunt reciclabile. Adică ceaiul... reciclabile? Da. ceaiul, înăuntru e organic, nu cum e organic, poate să zic, cum pună, dar aici avem sintetică, avem plastic și iarăși îl aruncăm, și aruncăm în natură, dar și îl punem în ce ce bem și nu știm mm -hmm. ce ajunge în noi. Deci alternativa ar fi ceaiurile pe care le infuzăm da, da. Și mm -hmm. sunt și mai sănătoase, desigur, că dacă ai ierburi de la piață sau le-ai strâns singur, pierzi uh, mai conștient ce ce cu ce ea, că nu sunt aditivi chimice, nu știu ce. Uh, și de cele antibacteriene, la fel, uh, iată, la început ai zis că iată, pandemia... Uh,

probleme și pentru tine și pentru mediu sunt. Uh, Poate să pară complicat, uh, dar noi uh, la like Ecovizio credem că tu nu trebuie să devii deodată verde de la cap până în picioare. Că planeta nu are nevoie de 10 oameni verzi și restul care să arunce gunoiul în râpă. știu... Da, încet, azi face, ceva, mâine faci ceva. Și da, și te o... ce ți-ar plăcea să faci, ce ți-ar fi comod să faci. Poți să începi cu o cană reutilizabilă pentru cafea sau cu, cu o pungă pentru cumpărături. Încă ceva acest care să-ți facă viața mai frumoasă și tu simți că, iată, într-adevăr, mi-mi place așa și poți să încerci altceva decât să, să ți pui așa de dată un scop uh, foarte ambițios, să, să simți rău că nu reușești, să te dezamăgești și să ți întoarci de acolo, unde ai început. Gabriela, îți mulțumesc tare mult pentru dialog, îți mulțumesc pentru această lecție de, și demonstrații de fapt de cultură ecologică. Să vă iasă evenimentele așa cum vă propuneți și îi îndemnăm pe toți să devină cât mai conștienți și cât mai prietenoși cu mediul.